A, și asta, și asta, și asta, și așa. Fiecare a fost deosebit în perioada respectivă. Deci vezi, mă, ce frumos, mă. Nu e ca aia lui Daminulă, care zicea, e prost la pat să moară în chinuri. Ea vorbește frumos despre toți. Bravo, mă, fată. Așa. Oricum, eu sunt de părere că nu trebuie să ai o relație cu un singur bărbat toată viața. Ar fi plictisitor. Ai prieten acum? Nu. Să vede că n-ai. Și dacă aveai, mai spuneai așa ceva? Da, spuneam. Păi îți dădea... Normal că nu poți să dai într-o femeie. Îți dădea papucii. În cap. Îți dădea papucii. De ce să-mi dea papucii? Dacă mi se pare plictisitor. Adică... De cum adică? Eu să stau cu tine și tu să zici, bă, oricum eu nu pot să stau cu un singur bărbat, o să stau cu mai mulți. Că nu vreau să stau cu un singur bărbat toată viața. Am zis. Dar cu unul, poate să stau cu doi, trei. A fost în felul următor. Nu vreau tu vrei să demoriți cu mai mulți în același timp? Nu. A fost... am spus așa, nu vreau să mă trezesc lângă același... Nu m-aș trezi lângă același bărbat o viață întreagă, e prea mult. Exact așa. Deci tu vrei să te culci cu același, dar să te trezești cu altul. Nu, vreau să zic că mi s-ar părut plictisitor să am un singur bărbat de la 18 ani până la 80. Adică toată viața și să acum la 20 singur. De ani gândești la fel? Zi la microfon. Nu știu, adică... Dacă acum l-ai întâlnit pe Mike from London. Ok. Ai putea să trăiești cu el toată viața? Fără să te mai gândești. Bine, așa oricum, da. Peste 2-3 ani poate, doamne, să nu te mai înțelegi cu el. Dar acum, în momentul ăsta, să gândești că tu ai vrea să rămâi cu el toată viața. Da, da, normal. Da? Acum, da. Ești sigură? Da, sunt sigur. Dacă mi-o oferă... Ce să-ți oferă? Tot ce trebuie din punct. Stai. Ce trebuie? Stai. Dă să fac listă. Ce trebuie să-ți oferă? Păi nu, o relație se bazează pe încredere, respect. De da, zi la microfon, ci că trebuie să vorbești la microfon. Încredere, respect. Dragoste. Deci încredere, adică pe sistemul să aibă el încredere în tine sau tu în el? Avem că nu m-am încredere unul în celălalt. Ok, unul în celălalt, bun. Respect la fel, reciproc. Respect, asta, așa? Și hey, dragoste, aici dragoste. Unul trebuie să se bască mai mult, unul mai puțin, normal. Păi și cum știi unu că... Unul ia. Păi în general unul dă unul ia, că... Aș prefera să dea acum... el, să ia. Păi și el tot așa cred că ar prefera să dea el și să iei tu. Dar nu dragoste! Asta... Dragoste, mă, vedem mai la prost! Dragoste, mă, nu înțeleg, vorba despre dragoste, un sentiment frumos, mă!